Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova! Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Suntem în minutele următoare în posesia unor volume care merită toată atenția, pentru că sunt dintr-un domeniu larg. Veți vedea că vom vorbi despre poezie, despre interpretarea literaturii din punct de vedere stilistic, hermeneutic, din punct de vedere lingvistic, la nivel universitar. Cărți care poartă semnătura conferențiarului universitar dr. Mirela Ioana Dorcescu. Un nume care în lumea universitară este cunoscută și pentru aceste volume care noi le avem în atenție, dar și pentru un volum care poartă sigla Academiei Române și cred că este, dacă nu greșesc, este realizat în colaborare și cu alți specialiști în lingvistică. Se știe că domeniul acesta pare arid, pare mai greu de accesat, cam cum este matematica. În literatură, gramatica, lingvistica, așa este, pentru că presupune rigoare și mai multă știință, reguli respectate și sigur că lucrurile au o altă coloratură. Dar și interpretarea unui text literar presupune de asemenea știință și talent, pentru că fiecare text, fiecare pagină literară înseamnă ceva nou. Înseamnă un anume ce adus în discuție, în atenție de către autor. Și uneori interpretul, evaluatorul, criticul literar, cel care face analiza stilistică în cazul de față și nu numai istorică literară sau hermeneutică, găsește noi coordonate, noi vectori ai textului respectiv. Deci e o întreagă știință. Vom plana azi între știința literaturii interpretată de către un specialist și între cartea propriu-zisă, care semnată de doamna conferențiară universitară dr. Mirela Ioana Dorcescu, presupune, vă spuneam, un teritoriu special. De aceea, invitata noastră este o tânără profesoară care, pe lângă succesul în fața clasei, a elevilor, știe să interpreteze la rândul un anume mod de prezentare a textelor, știe să le interpreteze într-o formulă specială și oarecum s-a specializat în opera lui Eugen Dorcescu și de data aceasta avem în atenție pe soția dumnealui, pe Mirela Ioana Dorcescu. E mai greu să cuprinzi o preocupare profesională de asemenea anvergură în câteva minute, în 50 de minute. Vom face referire în mod special la aceste cărți, iar la volumul de poezie recent apărut și semnat de Eugen Dorcescu, dar cu o dedicație specială, afectivă, către soția sa, acest volum va face subiectul unei alte emisiuni. Invitata noastră este profesoara Gabriela Almăjan și îi spun bun venit din Caraș-Severin, aici, la Timișoara, în studioul nostru. Bine v-am găsit, mă bucur tare mult să vă revăd și vă mulțumesc pentru invitația în această emisiune. Eu îți mulțumesc că ai străbătut un drum destul de lung pe această vreme toridă și nu ți-a perit zâmbetul și disponibilitatea de a petrece o oră în preajma acestor cărți care, spuneam, fac parte și din istoria literară deopotrivă, dar și din ceea ce am numit expresivitatea stilistică, lingvistică, nu doar de istorie literară sau critică literară. Aș propune să începem cu cel mai recent volum semnat de conferențiar universitar dr. Mirela Ioana Dorcescu. Sigur, cu bucurie pot să spun, vă prezint Bucuria textului, o carte sugestiv intitulată, care conține o serie de recenzii, de cronici de întâmpinare, semnate de doamna conferențiar universitar dr. Mirela Ioana Dorcescu. Aș vrea să menționez, înainte de a începe abordarea propriu-zisă a acestui volum, că doamna Mirela Ioana Dorcescu este cunoscută prozatoare, eseistă, semioticiană, membra Uniunii Scriitorilor din România, filiala Timișoara. Pe lângă romanele pe care le-a scris, pentru că domnia sa a scris și proză, sunt convinsă că telespectatorii dumneavoastră cunosc volumele Punctul Interior, Apa, un volum de proză scurtă, romanul Celesta, care ar putea fi o continuare a Punctului Interior, Spre Nicăieri, un roman în două volume în colaborare cu George Safir, Piatra de Silex și Întâmplător sau nu. Toate acestea sunt desigur cunoscute pentru că în fragment au apărut și în format, să zicem, electronic pentru toată lumea pe aceste rețele de socializare. Da. Așa este. Ei, da, un prozator dublat de un semiotician, lingvist, interpret al textelor, înseamnă foarte mult. De-aia spuneam că aș lega și de istoria literară, pentru că toate numele prezente cu cărțile respective ale autorilor menționați și interpretați și bine aduși în prim plan de către autoare fac și ei parte din verigile care leagă o istorie literară a momentului. Da. Da. În perioada 2001-2011, doamna Mirela Ioana Dorcescu este preocupată de lucrările științifice. Știm cu toții că un universitar în general și un profesor trebuie să fie preocupat de formarea continuă, trebuie să aibă publicații și în acest sens doamna o face cu cinste. Scrie dicționar de comunicare, despre comunicarea orală, paradigme ale comunicării, limbaje și limbi. Dicționarul de comunicare are chiar 3 volume și a fost realizat având-o drept coautor pe regretata doamna Doina Comloșan. Apoi Semantica modurilor incertitudinii, iarăși o lucrare esențială în activitatea doamnei. Începând cu anul 2015, aș putea să spun că se schimbă puțin traiectoria, în sensul că doamna îl cunoaște pe maestrul Eugen Dorcescu și nu cred că voi greși dacă voi spune că e cunoscută drept un adevărat dorcescolog. Volumul Nirvana, cea mai frumoasă poezie, acesta este publicat chiar în anul 2015, dedicat fostei soții, defunctei soții a poetului, conține un amplu eseu hermeneutic, Eugen Dorcescu sau vocația vectorială a Nirvanei. Aici ne oprim puțin, da, pentru că vă închipuiți și după cum arată volumul, câtă muncă, câtă știință a textului, dar, repet, are un eșafodaj în spate, un eșafodaj științific pe care se bazează. Sigur, intervine și talentul de a ști să dezghioci cuvântul literar, să-l reinterpretezi, să-l aduci în atenție. Asta e evident. Și acest studiu este cât o carte, de altfel, exact. Ar merita un pic de atenție, pentru că subiectul în sine, tematica este absolut interesantă și nouă. Nu cunosc un alt eseu cu această tematică. Doamna vorbește aici despre o poetică a treptelor. Știm cu toții că drumul spre nirvana este îngust, e dificil, ascensional, abrupt. Trebuie ca omul să uite, să se cunoască, să se apropie de cunoașterea de sine, să uite de egoism și toate răutățile care ne înconjoară. Conform concepțiilor poetului Eugen Dorcescu, să atingi nirvana este ceva de valoare, deci ceva ce ar trebui ca fiecare dintre noi înșine să căutăm și să explorăm. E dificil. O nirvana interioară. O nirvana interioară, sigur că da. Aici este dublată de poezie. Da, da. Interpretarea se bazează de fapt pe poezie, cu expresivități atât de diferite, poetice, cu treptele de care vorbeam. Care ar fi aceste trepte pe care le evidențiază autoarea în studiu? Treapta întâi, visele apelor. Apoi avem treapta a doua, visul celtic. Sunt teme și arhiteme în lirica dorcesciană, foarte atent selecționate și dezbătute de către doamna Mirela Ioana Dorcescu. Treapta a treia, dulcea moarte. Am putea să ne gândim că amintește de dureros de dulce și de moartea văzută din perspectivă eminesciană, de mai am un singur dor. Treapta a patra, adâncul, nimicirea, abadon. Știm că Eugen Dorcescu are și cele două volume de jurnal impresionante de-a dreptul, despre care critica literară a scris foarte mult la vremea respectivă. Treapta a cincea, Thanatos. Este de-a dreptul fascinat de această temă literară. Toate sunt cu exemplificări și referiri la creația literară, artistică. Da. Și pentru asta îți trebuie o documentare în plus, chiar în domeniul teologic, exact. În domeniul religios, da. Pentru că așa impune mersul versului scris de Eugen Dorcescu. Așa e. Absența este treapta a șasea. Absența care e mai dureroasă decât prezența. Cu toții, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, trecem prin... Semnăm absența. Exact. Printr-o pierdere. Indiferent că e vorba de soț, soție, mamă. Treapta a șaptea e bătrânul. Imaginea bătrânului înțelept e pregnantă în lirica dorcesciană de asemenea. Apoi treapta a opta e prima treapta cerului. Și iată cum drumul prinde contur. Treapta a noua, nirvana, impresie și expresie. Deci este într-adevăr un eseu care merită toată atenția publicului și, așa cum foarte bine ați punctat, ar putea constitui el însuși o carte în sine. O întreagă știință, da, care pornește de la un substrat și un conglomerat de trăiri speciale, dar și de cunoaștere a raportului între om și univers, care e trecut în poezie într-o formulă personală, firește, așa cum poetul l-a considerat, raportul om-univers, care iarăși este o tematică atât de veche, pe care autoarea nu doar că reușește să-l condenseze aici în esențele sale, dar practic pune un semn de atenționare că fără acest raport om-univers nu ne putem defini niciunul dintre noi. Dar mite, opera literară, o operă artistică n-ar putea fi definită. Sigur. Un alt eseu este Etern într-o eternă noapte-zi, tot un eseu hermeneutic în dialog cu poetul Eugen Dorcescu, urmat de Primăvara elegiei, pe care o am aici de față. Primăvara elegiei se referă la volumul de poezie care mie mi-este foarte drag, din moment ce am început să scriu citind și interpretând, ai semnat, da, o cronică, elegiile de la Carani, volum, da? Da, un volum de suflet, și bineînțeles că i-a fost dedicat doamnei Mirela Ioana Dorcescu, iar Primăvara elegiei conține interpretări ale acestui volum. Excepțională. Și toate interpretările pentru volumul respectiv. Elegiile de la Carani. Ne oprim un pic și la dialogul care înseamnă, despre care vorbeai, care înseamnă foarte mult. Da, dialogul cu poetul Eugen Dorcescu presupune cunoașterea lui ca om, ca poet, o aprofundare, o aplecare asupra operei lui Eugen Dorcescu până în străfunduri și interpretare pe măsură. Deci doamna este fascinată de-a dreptul de lirica dorcesciană. De altfel o să vedeți că în volumul Hermeneia, următorul de critică literară, chiar se sesizează prezența sectio aurea în lirica dorcesciană, pardon. Este vorba despre raportul silabelor neaccentuate cu cele accentuate atunci când se stabilește măsura versurilor. Acest raport ar fi de 1,6 în cazul în care opera are o înaltă valoare artistică, estetică. Și asta numai un lingvist de talie este capabil să știe, da, să demonstreze. Exact. Și vă închipuiți, iarăși spun, ce putere de înțelegere a textului, ce putere de muncă la urma urmei, să aduni atâtea detalii dintr-o operă întreagă și apoi să le sintetizezi, să le legi și să le structurezi într-un volum. Așa este. E o muncă de-a dreptul colosală. Alături de poezia lui Eugen Dorcescu, aplică această sectio aurea și asupra poeziei cunoscutului și recunoscutului poet Șerban Foarță, tot în acest volum Hermeneia. Și concluzionează foarte frumos cu efigii în care își amintește doamna despre personalități care i-au marcat viața de-a lungul timpului. Putem să ne oprim, să facem niște precizări, niște exemplificări, da, și sigur, din acest volum. Întâmplător am deschis la Vali. Valentina Bobină, vucovan. Nu și arăta vârsta. Fusese sportivă de performanță, apoi profesoară de română, cu vocație metodică și, nu în ultimul rând, critic de catifea, cum se recomanda, ca într-un fel de pact de neagresiune cu lumea scriitoricească. Deci, dintr-o dată, avem de-a face cu puterea de a descrie, de a contura un personaj. Asta am vrut să arăt, de această, i-aș spune, disponibilitate de a folosi cuvântul cel mai potrivit și conturezi un personaj care îți și apare în față. Un alt exemplu, un alt titlu, să zicem, un alt să zicem personaj, deși e vorba de realitate. Doamna profesoară. În urmă cu 10 ani, etajul al 4-lea al Universității de Vest din Timișoara, unde își aveau ca și acum cabinetele, cadrele didactice ale Facultății de Litere, Istorie și Teologie, a fost crunt lovit de geniul morții. 6 dintre profesorii proeminenți ai filologiei, Carmen Blaga, Ivan Efseev, Deliu Petroiu, Doina Comloșan, G.I. Tohăneanu și Dumitru Crașoveanu, s-au mutat pe rând la Domnul. Poate ca să facă loc celor tineri, cu ghilimelele de rigoare, după cum obișnuia să spună doamna noastră profesoară. Adeseori ne amintim, le răsfoim cărțile, căutând și găsind sprijin în continuare în harul dascălilor noștri, dascăli care nu încetează să ne învețe. Conviețuim încă atunci când le recitim cărțile cu vocile lor. La răstimpuri îi comemorăm, așa cum se cuvine, cu florile recunoștinței, Iată ce frumos sună și cu florile am intrat, iată, și în acest mediu academic. Vedeți că e foarte larg teritoriul. Începe de la poezie, creație artistică în general și ajunge la mediul academic, la ideea de educație didactică și catedră, care este o vocație pe care o exersează și dumneaei. Da. Aici avem o lucrare excepțională, o lucrare a unui adevărat exeget, cum rar se întâlnește în mediul de astăzi. E vorba de semiotica metaforei, inducția metaforică în poezia românească. Știm că poetul Eugen Dorcescu are teza de doctorat realizată tocmai pe acest subiect, iar doamna Mirela Ioana Dorcescu analizează în amănunt această problemă a metaforei și care nu este privită așa cum învățăm noi la școală. Metafora drept figură de stil, o comparație subînțeleasă. Nu. Este privită în profunzime, cu inducții, cu grefe, este subliniată puterea verbului, substantivele aferente, deci totul conlucrează în a da valoare, un plus de valoare limbajului poetic, un plus de expresivitate. Este o lucrare, vă spuneam, memorabilă, de adevărat exeget. Și e o lucrare academică, categoric, care intră în, foarte bine și foarte bine meritat în rândul lucrărilor academice și necesare studiului metaforei, textului literar, literaturii în general, azi și mâine și oricând, pentru filologii care vor fi interesați de studiul limbii. Iar și aici vorbim de o muncă foarte asiduă, dar foarte bine organizată, de puterea de a sistematiza și de a sugera totodată și de a argumenta totodată. Apoi toate aceste date care par teoretice, pronunți cuvântul metaforă și nu știi încotro să te uiți, pentru că e un areal atât de sugestiv și totuși atât de larg. Ei bine, să reușești să scrii 200-300 de pagini doar referitor la metaforă, vă închipuiți că vorbim de o știință a stilului, a expresivității, a puterii cuvântului de a sugera în artă diverse paliere ale existenței artistice și în cazul de față aceste diverse paliere devin subiect de demonstrație a puterii pe care o are arta cuvântului. Și dacă deschidem cartea, ați putea să ne dați chiar un argument de acolo, de la metaforă, de la rădăcina subiectului. Da. Forța perlocuționară a enunțului metaforic se datorează deci și capacității enunțiatorului de a atrage atenția asupra unor sensuri ascunse, care au un impact comunicațional cel puțin comparabil cu cel al sensurilor evidente. Frecvent, ceea ce afirmă enunțul metaforă opacizează sau exagerează intenția de comunicare a poetului. Forma concisă a metaforei, în special a metaforei într-un cuvânt, cu sau fără determinanți, dar și forma mai amplă a metaforei coalescente, șirurile de metafore sinonime sau lanțurile metaforice inductive, obligă receptorul la inferențe, la reconstrucții de secvențe, absențe din enunț, discurs, text, pentru identificarea unităților purtătoare de semnificații punte, care să conducă spre recunoașterea valorilor semantice ale semnelor poetice. Și de aici un întreg demers demonstrativ academic, pe care studenții sigur că îl au la îndemână, și probabil și în orele de seminar sunt aduse exemple în fața aceste, să spunem, argumente științifice absolut necesare la un nivel academic expuse. Așa și este. Prezentate. Da. Și iată că am ajuns la bucuria textului, pe care astăzi cu bucurie o prezentăm, așa cum spuneam la început. Aș vrea să încep cu marele critic literar de la Târgu Jiu, Zenovie Cârlugea, care tocmai referitor la acest volum spunea, citez: scriitoarea Mirela Ioana Dorcescu are o bună grilă de evaluare a cărților comentate, atât din punct de vedere artistic cât și estetic. Autoarea scrie cu o plăcere vizibilă despre cărți, fixând uneori contextul bibliografic al fiecărui autor, dar și contextul social-istoric și cultural-literar mai general. Empatizează cu spiritul autorilor, întemeietori de lumi noi, de universuri paralele. Se apropie de cărți cu o bucurie a lecturii, dezvoltând texte de analiză când mai generală, când mai aprofundată. Volumul de față, vedeți că are și o copertă impresionantă, unde tronează bustul autoarei, serios, delicat, empatic, semnat de un mare artist, exact. Volumul a apărut la editura Val Press chiar în acest an și conține două secțiuni. Prima secțiune este dedicată poeziei, iar cea de-a doua secțiune prozei. Bineînțeles că doamna Mirela Ioana Dorcescu de-a lungul timpului a primit numeroase cărți cu dedicație, așa cum primim și noi în general, și nu s-a oprit doar la această bucurie. Pentru un scriitor cred că este mare bucurie odată că scrie o carte fascinantă de-a dreptul. Apoi o altă bucurie atunci când primește o carte, este un alt tip de bucurie. Și o mare bucurie atunci când reușește să interpreteze la rândul lui textul și să-l bucure pe celălalt. Este fantastic, este un demers într-adevăr excepțional. Vă spuneam că acest volum cuprinde două părți, poezie și proză. Dintre scriitorii de poezie comentați aici de doamna profesoară, i-aș menționa pe Elisabeta Bogățean, Maria Bologa, Carmen Bulzan, poezia domnului Ticu Leontescu, bineînțeles Eugen Dorcescu, Șerban Foarță, și chiar argentinianul, scriitorul argentinian Guillermo Eduardo Pilia, tradus de maestrul Eugen Dorcescu, alături de mulți alții. Dacă vreți să-i citesc, dar nu cred că este cazul să-i enumerăm acum în detaliu. Doamna profesoară îi pune foarte bine în ordine alfabetică și în acest volum și în contextul așa potrivit. Cum spunea domnul, da, respectabilul, admirabilul critic istoric literar Zenovie Cârlugea. Da. Da. E foarte importantă raportarea la timp, timpul existenței reale. Sigur, vorbim de un timp secvențial, așa se numește în psihosociologie, timp secvențial aparținând fiecărui individ în parte. E bine, în acest volum reușește să departajeze personalitatea fiecăruia în timpul secvențial respectiv și apoi ai imaginea unui întreg, imaginea unui timp al existenței, al trăirii, alcătuit din aceste momente numite viață, timp secvențial. Despre poezia doamnei Elisabeta Bogățean scrie următoarea frază, care pe mine efectiv m-a răscolit. Poemul se rostogolește ca o lacrimă amară, pornită din colțul ochiului spre gura încleștată. Acesta este un exemplu. Un alt exemplu, apreciază gravitatea și candoarea din poezia domnului Ticu Leontescu și spune așa: poezia lui Ticu Leontescu poartă, după cum au remarcat toți comentatorii săi, o incontestabilă amprentă asigurată de religiozitatea subiacentă. Acest filon creștin de maximă gravitate îl determină pe poet, pe de o parte, la fidelitate și continuitate, pe de alta, la primenire și originalitate într-o slăvirea divinității. Cunoaștem faptul că poetul Ticu Leontescu este slujitor al Domnului, așa cum trebuie să fie oricine. Maestru Eugen Dorcescu, într-un discurs memorabil al său, sublinia la un moment dat formele iubirii, ale dragostei. Vorbea despre dragostea storghe, filia, eros și agape. Acestea sunt bine prezentate în general în acest volum, pe toate palierele, dar în special la scriitorul argentinian Guillermo Eduardo Pilia, despre care spune: dacă storghe și filia sunt clamate în plină lumină, eros și agape sunt sugerate în obscuritate. E vorba de suferință în dragoste și așa mai departe. Apoi, partea a doua începe exact cu dumneavoastră, cu volumul Rotirea Neamurilor, surpriză, la care am avut marea bucurie să particip la rândul meu la lansarea lui. Și vă mulțumesc pentru această invitație de asemenea. Referitor la Rotirea Neamurilor, spune așa: Veronica Balaj concepe strategii arhitectonice variate, dirijând corect câmpurile semantice și atingând un nivel înalt de expresivitate artistică. Mulțumesc! Acele inserții lirice... În moment, dai o surpriză, recunosc. Așa, continuăm excursul în lumea prozei. Continuăm cu excursul în lumea prozei doamnei Nina Ceranu, care este menționată de altfel și ca poetă. Nina Ceranu abordează cu realism și inteligență, dar și cu atașament și satisfacție, acest subiect puternic, polivalent, înălțător, însă deloc lipsit de contradicții și de subminări. Majoritatea acestora din urmă decurg din condiția de român într-un imperiu multinațional și discriminatoriu. La fel de expusă la atacuri nemeritate este și condiția de femeie intelectual cu preocupări literare, noutate contrariată până și în cercurile românești din Banat. Această condiție a femeii intelectual apare și în romanele doamnei Mirela Ioana Dorcescu, în Punctul interior și în Celesta. Nu întâmplător, poetul Eugen Dorcescu spune despre doamna Nina Ceranu că este scriitoare al cărei, vorbește despre uriașul talent al scriitoarei respective și zice că este confirmat de istoria și critica literară românească. Ajunsă la maturitate artistică, Nina Ceranu creează lumi și le structurează precum mari constructori ai romanului. Apoi se continuă cu Provincia melancoliei a lui, a regretatului, cred, dacă nu mă înșel, Tiberiu Cercel. Din câte știu, nu mai este printre noi. Am avut plăcerea deosebită să îl cunosc personal și pot să spun că era evidentă latura aceasta melancolică a domniei sale. Un alt scriitor important pe care nu pot să nu îl menționez aici de față este Iulian Chivu. Crepuscul la Ulervad, despre cel mutat de la noi. Romanul remarcabilului eseist, critic literar și prozator Iulian Chivu, intitulat Crepuscul la Ulervad, Craiova, editura Sitec, 2014, surprinde nu atât prin densitatea fenomenologică sau prin fascinația himerică a protagonistului, a cărui absență generează un traseu, nu doar geografic, ci și ideologic, personaje carismatice, întâlniri și discuții memorabile, cât prin ceea ce rămâne paradoxal necunoscut cititorului și îl provoacă la meditație pe durata lecturii, ori mai cu seamă după lectură. Există, cum bine știm, o prelectură, lectura propriu-zisă, relectură și apoi meditația după lectură. Aceste aspecte sunt evidente și în munca didactică. Deci, din tot ce ați menționat până acum, numele respective cu citate adecvate, înțelegem că avem de-a face cu un volum în care nu e doar o critică de întâmpinare sau o prezentare simplă a unor cărți, ci pur și simplu o imagine, cum spuneam, o imagine de puzzle complet și completat al literaturii contemporane din această parte de țară în mod special. Puteți citi și numele celorlalți care sunt aici menționați, că merită. E vorba de scriitoarea Veronica Bălteanu, Livius Petru Bercea, cunoscut critic literar, Margareta Bogdan, Emilia Lungu Puhalo și Nina Ceranu din nou. Emilia Lungu Puhalo este un personaj al romanului Ninei Ceranu, dar este și un personaj care a ilustrat o epocă interesantă, culturală a Banatului. Da. Despre Monica Maria Condan, draga noastră colegă de la Școala de Literatură, Eugen Dorcescu, Dana Gheorghiu și Dan Negrescu, cunoscuți universitari, Constanța Marcu, Dumitru Oprișor, Ana Pop Sârbu, Petru Vasile Tomoiagă, Vasile Dan Zaberca, deci sunt nume puternice. Foarte, foarte diversă abordare și foarte bine că le-a prins pe aceste vizionări, să le spunem, stilistice, interpretative, critice, într-un singur volum, că altfel rămâneau răsfirate în mai multe publicații, în reviste, și aici ne oferă un fragment din istoria literară contemporană. Da. Acesta este cel mai recent volum, semnat de conferențiar universitar dr. Mirela Ioana Dorcescu, dar mai avem în atenție un volum care spuneam că merită să fie menționat. E vorba... De data aceasta semnat de Eugen Dorcescu. Da, spuneam că doamna Mirela Ioana Dorcescu, începând de prin 2015, a devenit un adevărat dorcescolog. Domniei sale este dedicat volumul de poezie Montsegur, scris de poetul Eugen Dorcescu. E cel mai recent volum, după cunoștințele noastre, în care adună, culege o serie de texte poetice care la rândul lor au fost dedicate soției. E un volum frumos, cu o copertă roșu-vișiniu, care impresionează. Puterea cuvântului este fantastică. Are o forță aparte, o expresivitate aparte. Un adevărat poet nu se străduiește să ajungă la acea secțiune de aur. Un poet de înaltă clasă reușește pur și simplu. Are acea vocație, acel îndemn divin, să spunem, de a scrie fără să se gândească la această matematică a textului, că în fond este... totuși reușește să o descifreze și să o prezinte, cum spui, într-o rigoare artistică. Există și o rigoare artistică. E bine, acest volum are și el la rândul mai multe trepte poetice, recunoscute și mărturisite chiar de autor, pe care le vom deboala, le vom preciza la momentul potrivit. Sunt trepte și acolo ale poeziei, pentru că e un volum de maturitate, un volum de referință, un volum care își are un loc special în ceea ce înseamnă înrudirea, iarăși, între simțămintele omului ca ființă și puterea de nepătruns, de neînțeles, magică a universului în care el, omul, trăiește și el, poetul, încearcă și reușește în formulă personală să sugereze această relaționare despre care mai vorbeam și care este absolut o trăsătură a operei lui Dorcescu, relația om-univers. des întâlnită în artă, în toate artele, mai ales în literatură, dar prezentată de fiecare dată la nivelul artistic pe care îl poate accesa autorul respectiv. Poate avem și un poem exemplificator. Din păcate nu avem un poet exemplificator, dacă știam că... Că fac așa o referire directă. Da, aveam la îndemână și acel volum, din păcate nu l-am. Nu din volumul acesta, așa, în general știu că cunoașteți bine poezia. Da, sigur. V-am mai spus Nirvana, cea mai frumoasă poezie, deci nu pot să mă repet. Da. Și atunci vom apela la un alt text poetic. Anoranza. Oraș patriarhal, uituc, uitat, cu parc și râu, cu munți învecinat, în floare și în mireasmă scufundat, tu, urbea fericită de altădat. Te-am cercetat prin ani din când în când și te-am aflat același, dormitând, sub arșiță, sub ploaie și sub vânt. Punct fix, precum o pajură în zenit, cu fontă în plisc și gheară de granit, exact ce ai ignorat, te-a nemurit. Oraș uituc, oraș de neuitat, din care am fost pe vremuri alungat. Rămâne să interpreteze cine dorește. Continuăm poetic drumul? Da, sigur. Cuvântul. Cuvântul e atât de plin de sens că dă pe din afară, precum o roză sau un crin care în mireasmă se înfășoară, precum o roză sau un crin sub autista lor povară, precum o roză sau un crin care în mireasma lor se neacă, cuvântul e atât de plin încât a hotărât să tacă. Cuvântul o forță, cuvântul poetic de asemenea. O forță mai mare decât orice unealtă. Decât orice unealtă, o forță care atinge deopotrivă rațiunea și trăirea. Asta e puterea artei. Atinge deopotrivă imaginarul, magicul imaginar și realul, realitatea. Un alt poem impresionant din Nirvana, Prolog se numește. Pierduți fiind ca într-un abis, în ziua sumbră și vulgară, să nu te îndurerezi, mi-ai zis, cu glas timid și indecis, ce-ți spun acum să nu te doară. Dar am visat același vis azi noapte, pentru a treia oară. Murisem și în văzduhul pur al celor care nu există, pluteam, un fluture de azur, fără esență și contur, nici pomeneală să fiu tristă, să simt regret, teroare, vină, dizarmonie, armonie, nimic din toate acestea, ci o fericire genuină. Ne-am întâlnit nici morți, nici vii, nici timp, nici spațiu, noapte, zi, zburam cu aripi străvezii, precum lumina în lumină. Nu erau ceruri, nici pământ, dar nici nu le doream, o, nu, mă stăpânea un singur gând, să te găsesc, să fii și tu cu mine unde eu eram. Un gând ca un fuior de vânt, un gând ce mă purta vibrând, te căutam, te căutam, zbor lângă dor adăugând, te căutam și îmi petreceam eternitatea căutând. De multe ori am sesizat prezența verbelor la gerunziu în lirica maestrului, care aduc o gravitate, o rezonanță aparte textului poetic. O rezonanță aparte și oarecum o prelungire. Exact. O prelungire a stării, a ceea ce semnifică. Pentru că la școală predați limba română, aș vrea să vă întreb care este actualmente locul marilor scriitori, îl știm, al scriitorilor contemporani în predarea la clasă, la tinerii care trebuie să știe și ei cam care sunt coordonatele artistice, literare astăzi, da. Și sigur de dorit este să și citească. Să știți că ține foarte mult de stilul profesorului. E adevărat că există o programă școlară riguroasă, mai mult sau mai puțin, dar un adevărat profesor știe atunci când să vină cu un text care ar putea să placă elevilor. Deci există această libertate. Există această libertate. Și puteți veni cu oricare dintre aceste cărți prezentate azi aici, la clasă. Da, da. Foarte, asta e o veste foarte bună, e o, să spun așa, chiar un câștig extraordinar. Deci puteți veni cu o carte nouă pe care o puteți prezenta elevilor, da. Și asta înseamnă o conectare de fapt la prezentul cultural literar. Sper că ați făcut deja acest lucru cu siguranță. Și aceste cărți au fost deja prezentate elevilor și vor mai fi prezentate și la alte generații în anii următori, când veți fi la alte clase, alte generații la catedră. Închei aici cu această veste bucuroasă pe care ne-ați adus-o. Urmărim în continuare câteva secvențe imagistice din activitatea invitatei noastre virtuale despre care am vorbit, conferențiar universitar dr. Mirela Ioana Dorcescu și a poetului Eugen Dorcescu, și sigur că toate acestea legate de ceea ce dumneavoastră ați spus, doamna profesor Gabriela Almăjan, considerăm că e un punct de atracție, de atenționare, că da, încă se scrie, da, încă se studiază la nivel academic literatura, se publică în acest sens, există specialiști în acest sens, îi felicităm, le dorim succes și mulțumiri pentru prezența în această emisiune. Stimați telespectatori, sigur, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem duminica viitoare la aceeași oră. Veronica Balaj vă salută! Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova!